Bună, dragilor! Bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube! Vă mulțumesc, vă mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc! Sunteți deosebite și mă bucur foarte, foarte mult pentru că faceți parte din comunitatea mea, dintre fetele care iubesc lucrul de mână. Mulțumesc tuturor celor care sunt abonate, dar și celor care nu sunt abonate și mă urmăresc. Vreau să le spun că dacă dă un click pe abonează-te și un click pe clopoțel, asta știți că vă spun la fiecare tutorial, vreau să vă spun că nu vă costă absolut nimic, ci doar veți primi o notificare ori de câte ori postez un nou tutorial. Acest lucru mă va ajuta și pe mine. Mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru că îmi trimiteți mesaje așa de frumoase, îmi scrieți comentarii. Vreau să vă spun că astăzi vreau să vă arăt cum voi lucra această minunată beretă. Este un model frumos, este un model deosebit. Și pentru acest model veți avea nevoie de acest fir alize clasic burcum. Este un fir care are 100 de grame, are 210 metri și de o croșetă numărul 4. Mai aveți nevoie de o biluță dacă vreți să o faceți, să o puneți acolo, de o farfecă și de un ac cu care vom coase această mică floricică. Cu aceasta fiind zise, zic să-i dăm drumul la treabă, să vedem ce și cum vom face. Deci facem cercul magic. Acum vom mai face două ochiuri de lanț. Una, două. Vom face încă 11 piciorușe duble. 2, 3, deci 1, 2, 3. Trebuie să avem în total 12 cu cel cu care ne-am înălțat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 piciorușe, 12 piciorușe duble. Avem una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tragem de fir. 1, 2 și în al treilea vom face un picioruș alunecat. Acum ne înălțăm cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. După ce am făcut cele 3 ochiuri de lanț, luăm jeteu și băgăm tot aici și vom face 2 piciorușe duble în fiecare picioruș dublu din rândul anterior. Deci 2 aici, 2 aici. La sfârșit va trebui să avem 24 de piciorușe. Vedeți, în fiecare picioruș. Facem câte 2 piciorușe duble. Și mergem așa până la capăt. Acum mai am 2.
Deci, vedeți, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum băgăm croșeta aici și vom face un pas alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, luăm jeteu, 3 ochiuri de lanț, mai facem încă unul, apoi facem un picioruș dublu. Acel ochi de lanț, deci 3 plus 1 vor fi 4, ca să vină ochiul de lanț dintre cele două piciorușe duble. Acum, unul lăsăm liber. În următorul, deci în fiecare V-ul de aici, vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț și din nou în același loc un picioruș dublu. Luăm jeteu, unul lăsăm liber, în următorul vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț și din nou un picioruș dublu. Luăm jeteu, unul liber, picioruș dublu, ochi de lanț și din nou picioruș dublu. Și vom merge așa de jur împrejur. Deci în fiecare veu din ăsta de aici unde am făcut piciorușele duble, vom face un veu cu un ochi de lanț între ele. Am ajuns la capăt. Vom băga croșeta, ne vom prinde de celălalt. Deci va trebui să avem aici 12 V-uri cu ochi de lanț între ele. Acum, după ce ne-am prins de celălalt, vom face încă un pas alunecat în mijlocul V-ului. Ne înălțăm cu 3 ochiuri de lanț, luăm jeteu, mai facem un picioruș dublu, apoi un ochi de lanț și încă 2 piciorușe duble. Deci, în fiecare V vom avea 2 piciorușe duble, 1, 2, ochi de lanț și încă 2 piciorușe duble. Luăm jeteu, picioruș dublu, picioruș dublu, ochi de lanț și încă 2 piciorușe duble. Doar aici avem ochi de lanț între ele. Vom merge așa, de jur împrejur. Mai avem 2 de făcut, deci facem 2 piciorușe duble, un ochi de lanț și din nou 2 piciorușe duble. Așa. Un ochi de lanț, 2 piciorușe duble. Acum vom împunge aici, da? 1, 2, 3, facem pas alunecat, mai facem un pas alunecat și apoi încă unul aici, ca să ajungem în mijlocul acesta. Ne ridicăm din nou cu 3 ochiuri de lanț. Vom face la fel, 2 piciorușe duble, ochi de lanț, 2 piciorușe duble, iar aici, între grupurile de 4, aici, vom face 2 piciorușe duble, 1,
un picioruș dublu, ochi de lanț și un picioruș dublu. Aici din nou două piciorușe duble, un ochi de lanț și două piciorușe duble. De unde l-am achiziționat? Așa. Deci avem grupul de 4 și aici avem 2. Deci acum, după ce am făcut 2, un ochi de lanț 2, aici între grupuri vom mai face un picioruș dublu, un ochi de lanț și încă un picioruș dublu. Și din nou vom merge două piciorușe duble, ochi de lanț, două piciorușe duble. Deci, vedeți cum arată. Și vom merge așa, de jur împrejur. Unu. Ochi de lanț și din nou 1. Acum am ajuns la capăt. Două piciorușe duble, ochi de lanț, două piciorușe duble și vom face și aici cele două cu ochi de lanț între ele. Acum vom face un pas alunecat, 1, 2, 3 și am terminat și rândul acesta. Eu am până acum 16 cm. Acum vor porni rândul următor. Următorul rând vom face din nou pași alunecați ca să ajungem aici în mijloc. Cum am făcut la rândul anterior. Uite că nu vrea și nu vrea. Așa. Deci am mai făcut aici și una, două, trei ochiuri de lanț. După ce am făcut cele trei ochiuri de lanț, din nou vom face aici în felul următor. Încă un picioruș și acum vom face două ochiuri de lanț. Deci până acum am făcut un ochi de lanț între grupurile de două piciorușe duble. Luăm jeteu și îmi face aici un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu. Aici vom face din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, și din nou două piciorușe duble. Aici vom face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu. Deci vedeți aici am făcut două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și două piciorușe duble. Iar aici am făcut un singur picioruș dublu. Și din nou două piciorușe duble, 1, 2 ochiuri de lanț și din nou două piciorușe duble.
Luăm jeteu și un ochi de lanț și din nou piciorul dublu. Luăm jeteu și vom merge așa de jur împrejur. Cu două ochiuri de lanț între grupurile cu două piciorușe duble. Acum am terminat și rândul acesta. Băgăm croșet aici, da? 1, 2, 3. Facem pas alunecat. Mai facem încă unul și unul aici. Și ne ridicăm una, două, trei ochiuri de lanț. De data aceasta, deci acum voi, dacă faceți pentru 0-6 luni, vă ajunge, zic eu, atât. Și puteți trece la partea de scădere. Că, cum o faceți? Mai faceți încă un rând la fel și apoi veți vedea cum o să scad eu la partea mea. Eu o fac mai mare. Deci acum vom face în felul următor. Facem două piciorușe duble, da? Una, două ochiuri de lanț. Din nou, două piciorușe duble. Luăm jeteu și aici vom face 1, 2 piciorușe duble și un ochi de lanț. Și din nou, 2 piciorușe duble. Ochi de lanț, luăm jeteu și mergem. 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, unde avem aici, deci cu piciorușele duble, vom face 2 ochiuri de lanț între piciorușele duble. Unde avem aici, vom face un singur ochi de lanț, deci 2 piciorușe duble, un ochi de lanț, 2 piciorușe duble. Deci unde avem piciorușele duble aici, vom face 2 ochiuri de lanț. Aici vom face 1, 2, 1. Se vede, putem să ne luăm după acestea. Și mergem așa de jur împrejur. Deci am mers, am făcut tot grupuri de câte două. Dar aici, unde avem rândul acesta, am făcut două ochiuri de lanț. Unde avem rândul acesta, care l-am început aici, avem un singur ochi de lanț. Deci facem două grupuri de piciorușe, două piciorușe duble. Acum facem una, două ochiuri de lanț. Luăm jeteu și luăm jeteu, am lucrat grupurile aici. Aici, unde avem acesta, lucrăm grupurile de piciorușe duble, dar avem un singur ochi de lanț între grupurile de piciorușe duble. Deci, unul singur. Luăm jeteu și mergem mai departe. Una, două, trei. Și la fel, vom face 1, 2 pași alunecați, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și de data aceasta vom merge cu grupurile
Dar între și aici și aici vom face tot câte două ochiuri de lanț. Deci la toate grupurile vom face două ochiuri de lanț aici. Doi. Doi. Și aici, unde am făcut în rândul anterior un ochi de lanț, vom face la fel două ochiuri de lanț. 1, 2. Și două grupuri de piciorușe duble. Și vom merge așa, de jur împrejur. 1, 2. Și două ochiuri de lanț. Și din nou, la fel și aici. 1, 2. La rândul trecut aici am avut un singur ochi de lanț. Vom face tot 2. Și vom merge și cu rândul acesta, de jur împrejur. Acum terminăm și rândul ăsta, unde avem câte două ochiuri de lanț între grupurile de câte două piciorușe duble. Eu am ajuns aici la dimensiunea dorită. 1, 2, 3. Facem pas alunecat. Încă unul și încă unul aici în mijloc. Pentru că de aici întotdeauna ne vom ridica. 1, 2, 3. Eu am dimensiunea dorită, deci este dimensiunea pentru un adult. Pentru un adolescent mai mic cu 3 cm, pentru... deci ar fi 23. Pentru 5-10 ani ar fi 20 și pentru mai mici ar fi 17-18 cm deasupra. Asta și în funcție de cât de largă vreți să fie pe cap. Pentru că noi acum când vom scădea, va trebui să avem aici, după ce vom scădea, va trebui să avem dimensiunea putem scădea până la dimensiunea dorită. Eu la 5-6 de centimetri se împarte circumferința capului împărțit la 3,14. Și atunci ne va da dimensiunea care va trebui să o avem aici după ce vom scădea. Eu la o circumferință de 5-6 de centimetri trebuie să am 16,5-17 centimetri. Așa, dar până atunci mai avem. Deci mergem în felul următor. Aici vom face două ochiuri de lanț. Deci facem piciorușele duble, două ochiuri de lanț și din nou două piciorușe duble. Aici, unde am început brida de aici, deci nu este cea din capăt, este doar începută de aici, vom face în felul următor. Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și picioruș dublu. Luăm jeteu, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Vedeți aici unde este începută de aici, vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Și din nou,
două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Deja începe să se strângă, da? Vedeți aici în partea unde am scăzut, deja se ridică. Deci vom merge de jur împrejur cu modelul acesta. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Deci aici va trebui să facem un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Și vom merge așa de jur împrejur. Deci avem ultimul de două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Luăm jeteu, iar aici vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un picioruș dublu. Și am terminat și rândul acesta. 1, 2, 3. Facem pas alunecat. Mai facem 1 și apoi aici în interior. Și ne ridicăm cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Vedeți? Deja pe margine se... am pus-o pe dos. Scuze. Deci aici deja se trag înăuntru. Se trage părțile înăuntru. Noi avem aici 26 de centimetri. Așa. Acum vom face în felul următor. Deci ne-am ridicat cu 3 ochiuri de lanț. Acum vom face câte două ochiuri de lanț, câte un singur ochi de lanț între cele două grupuri. Da? Două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble. La fel și aici. Vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu. De rândul anterior am avut două ochiuri de lanț între ele. Aici vom avea unu. Și vom merge la fel până la capăt. Deci două piciorușe duble, un ochi de lanț și din nou două piciorușe duble. Luăm jeteu. Un picioruș dublu, un ochi de lanț și un picioruș dublu. Și vom merge așa, de jur împrejur, până la capătul rând. Am ajuns aproape la capăt. Deci, rândul acesta l-am lucrat aproape la fel ca și celălalt, doar că aici am făcut una, aici am avut două ochiuri de lanț între ele, aici am avut doar una. Un ochi de lanț, una. Unu, două, trei. Un ochi de lanț. Așa. Acum facem pasul alunecat. Mai facem unu și apoi unu aici în interior și ne ridicăm una, două, trei ochiuri de lanț. Vedeți? Deja băscuța noastră se strânge. Deci eu ar trebui să am cam 16,5 aici, în mijloc. Acum, rândul următor, îl vom face în felul următor. Facem două piciorușe duble aici, un ochi de lanț, două piciorușe duble, iar aici vom face un picioruș dublu. Aici un picioruș dublu.
Aici vom face din nou. Da, aici facem 4 cu un ochi de lanț între ele. Aici unde avem cele două, facem un singur picioruș. Și din nou aici vom face două piciorușe duble. Un ochi de lanț, două piciorușe duble. Aici vom face un singur picioruș dublu. Și vom merge așa, de jur împrejur. Două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble. Aici un picioruș dublu. Și la fel vom merge de jur împrejur. Deci vom merge așa, de jur împrejur. Acum am ajuns aproape la capăt. Deci rândul acesta am făcut două piciorușe duble, un ochi de lanț și din nou două piciorușe duble. Aici unde am avut V-ul, am făcut doar un picioruș dublu. 1, 2, 3. Și acum ultimul rând îl voi face în felul următor. Deci facem piciorușele alunecate să ajungem în mijlocul. 1, 2, 3. Și vom face în felul următor. Una. Deci vom face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și din nou două piciorușe duble. Luăm jeteu și trecem în următorul. Deci aici nu mai lucrăm. Trecem aici și facem două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și din nou două piciorușe duble. Din nou aici, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și din nou două piciorușe duble. Așa. Și la fel vom merge de jur împrejur. Am ajuns la capăt. Una, două. Facem cei doi pași alunecați. De fapt, așa ca să vă arăt circumferința căciuliței, da? Măsurăm de jur împrejur. Cincizeci șase de centimetri, da, până aici, unde este firul. Da, 56 de centimetri. Când avem dimensiunea dorită, vom începe să facem. Dacă este o dimensiune mai mică, atunci mai puteți să faceți un rând și aici să nu faceți două, decât un singur ochi de lanț. Atunci va veni mai mică. Așa. Acum facem felul următor. Una, două, trei ochiuri de lanț. Luăm jeteu și în fiecare picioruș vom face un picioruș dublu. Scuze. Deci vom merge cu picioruș
dublu în fiecare picioruș dublu. Eu aici voi face un singur picioruș dublu, pentru că elasticul cedează. Deci mergem cu picioruș dublu în fiecare picioruș din rândul anterior, plus aici unde am făcut lanțul, vom face un picioruș dublu. Am făcut un picioruș dublu pentru că știți foarte bine că elasticul cedează și atunci e mai bine să fie un pic, să țină. Deci mergem așa, de jur împrejur. Am ajuns aproape la capăt și cu elasticul, cu piciorușele duble, care le vom croșeta ca și elastic. Am ajuns la capăt. 1, 2, 3, facem pasul alunecat. 1, 2, 3. Acesta va fi piciorușul. Apoi unul băgăm pe sub. Unul peste. Piciorul dublu. Pe sub piciorușul dublu din rândul anterior și peste piciorușul dublu. Pe sub și peste. Și mergem așa până la capătul rând. Acum am ajuns la capăt și cu rândul acesta așa, băgăm croșeta aici, facem pasul alunecat, ne înălțăm cu 3 ochiuri de lanț și vom merge din nou. Care este deasupra, luăm deasupra, care este dedesubt, luăm dedesubt. Și mergem așa până la dimensiunea cât doriți voi să fie de lată această bendiță de elastic. Ar veni cam 5-6 centimetri. Deci eu mă duc cu rândul acesta și încă un rând. Am ajuns aproape la capăt. Cu al patrulea rând. Vom împunge 1, 2, în al treilea, în primul picioruș cu care am început, facem un ochi de lanț. Deci, vedeți, noi avem aici 1, 2, 3, 4 rânduri. Acum, voi, dacă vreți, puteți să faceți și mai mult sau câte doriți dumneavoastră. Eu, acum, voi întoarce. Și dacă doriți, faceți câte un picioruș scurt în fiecare picioruș. Vă arat acum cum iese. Asta dacă doriți. Da? Ca să țină un pic, să nu se prea lărgească elasticul. Sau puteți să faceți în felul următor. Faceți câte un pas alunecat în fiecare pas. Vă arat și acesta cum iese. Eu voi merge așa, cu pași alunecați, de jur împrejur. Nu strângeți foarte tare pentru a nu strânge marginea, deci mergeți normal. Și așa arată băscuța mea. Acum eu vreau să-i fac aici o floare mică
și voi face în felul următor. Să dau asta într-o parte. Așa. Deci facem cercul magic. Băgăm croșeta, tragem firul și fixăm. Acum facem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt piciorușe scurte. Tragem firul. Așa, bine. Și, deci vedeți, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Băgăm croșeta aici, în primul. Facem pas alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Luăm jeteu în același ochi. Vom face încă 3 piciorușe duble. După ce am făcut încă 3 piciorușe duble, băgăm croșeta prin primul, deci 1, 2, 3, băgăm croșeta aici prin primul și tragem buclă. 1, 2 ochiuri de lanț, luăm jeteu și în următorul vom face 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Băgăm croșeta prin primul picioruș și tragem buclă. Facem 1, 2 ochiuri de lanț. Luăm jeteu și vom merge la următorul ochi. 1, 2, 3, 4, piciorușe duble. În primul băgăm croșeta și tragem bucla. 1, 2 ochiuri de lanț și din nou 1, 2, 3 și 4. Băgăm croșeta prin primul, tragem firul și facem 1, 2 ochiuri de lanț. Și vom merge așa în fiecare picioruș scurt. În fiecare picioruș scurt vom face o petală. Și facem și ultima petală. 1, 2, 3. Puteți să faceți câte petale doriți voi aici. 4. Băgăm prin primul. Tragem bucla. 1, 2 și ne vom lega aici. Da? Așa, și vom tăia firul. Putem să-l tăiem un pic mai lung, să ajungă. Îl vom lega de cel care am avut aici pentru... După ce îl vom strânge. Vom coase floricica aici și vom pune și această biluță. Aceasta este căciulița, băscuța, bereta. Dacă v-a plăcut, vă